Ciao, bine v-am regăsit la un nou episod. În videoclipul de astăzi vreau să vă prezint joculețul Geometry Dash. Este un joc care vă pune mintea la contribuție și vă dezvoltă mintea și de aceea mie îmi place foarte mult. Dacă apăsați pe acest buton mare, vă puteți selecta o hartă în care puteți să vă jucați. Vedeți mai acolo. Pe butonul acesta vă puteți customiza caracterul cu care o să treceți harta. Eu l-am pe acesta, deocamdată și îmi place. Dar uitați, dacă vreți să completați și altele, trebuie să completați anumite nivele, anumite achievement-uri. Iar de aici puteți să faceți alte chestii, să vă creați voi o hartă și mai multe, să căutați hărți făcute de alți jucători și tot așa. Dar hai să ne jucăm noi prima hartă din joc normală. Și trebuie să apăsați ori pe space dacă vă jucați de pe calculator, ori să apăsați pe ecran dacă sunteți de pe telefon. Jocul îl găsiți pe Google Play și pe Steam, cred. Pe Google Play este 9 lei, jocul full este 9 lei, dar este o variantă light a jocului, care este gratis, este gratis și dar are mai puține nivele. Asta e minusul. Și fiecare nivel are 3 bănuțe. L-ați văzut pe la care l-am luat acolo. Fiecare nivel are 3 bănuți. Am murit acolo. Fiecare nivel are 3 bănuți și dacă le luați, puteți să primiți anumite ori iconițe, ori anumite chestii. Uf, am murit acolo. Am sărit prea devreme, ați văzut? Dacă săriți prea devreme, pierdeți. Dacă vă place joculețul, o să mai facem episoade cu el sau alte joculețe, nu știu. Apăsați butonul de like și abonați-vă, scrieți-mi în comentarii dacă vă mai place acest joculeț și vreți să ne mai jucăm cu el. Mie unul îmi place. Bun. Vedeți aici, am luat primul bănuț. Am murit. Și dacă săream acolo, mergeam în țepa, zuzut. Tot în pandemie. Bun. Am ajuns la partea roșie. Aici este al treilea bănuț. Bun. Și cam aceasta este harta. Prima hartă, foarte ușoară. Foarte ușoară. 4 jucări, destul de ok. Back on track. Următoarea. Este și modul de practică. Dacă apăsați pe acest buton, uitați, vă pune checkpoint-ul. Dacă eu mor aici, vedeți, mă duc de la checkpoint.
Dar asta e doar ca să vezi harta, adică eu nu prea îmi place. Să ne jucăm așa că o să ne jucăm fără. Fără îmi place mai mult. Nu o să iau toți bănuții, dar să zupă la acolo. Nu o să iau toți bănuții pentru că ar dura prea mult episodul și... Da, vreau doar să vă prezint așa în mare parte. Acolo era un bănuț, puteam să-l iau. Bun. Și am terminat și a doua hartă. Mai jucăm două și după aia o să vă arăt ultima hartă din joc. Adică nu ultima, cea mai grea din joc. Următoarea hartă. Vedeți chestiile astea galbene, trebuie să apăsați pe ele, că altfel vă duceți în țepi. Dacă nu apăsați pe cercurile astea, nu știu cum să le zic. Portal, nu e portal. Mă rog. Vedeți acolo, mijloc sus, este progres bar, o bară de progres. Și când ajunge la final, ați terminat hard. Aia vă ajută mult ca să știți cam pe unde sunteți. E, nu vă ajută prea mult, dar așa ca idee. Puteți să vă dezactivați dacă vreți. Eu știu că aici e un bănuț. Aici un bănuț. Acolo era un bănuț din nou, dar nu mai am. Aproape că terminăm finalul. Bun, și am terminat și a treia hartă. Trei bănuți, eu nu i-am luat, dar ți-i punem dinainte. Adică dacă ați jucat harta, o să vă pună bănuții, dacă e asta. Drai. Nu, a murit. Harta asta e mai grea decât cealaltă, e mult mai grea. Este... Are 4 stele, deci hărțile, cu cât au mai multe stele, cu atât sunt mai grele. Prima a avut una, a doua 2, a treia 3 și asta 4. 4. 4. Bun. Următoarea parte, uite. Uitați, ne întoarce cu susul în jos. Și vedeți că acum noi mergem de la stânga la dreapta, da? O să fie părți în care ne ducem de la dreapta la stânga. Da, ok. Super. Dacă vreți, o să opresc eu filmarea și o să vă mai... O să revin când termin harta, ca să nu vă mai plictisesc, sau când fac progres. Am mai făcut progres. Cred că. Da. Partea asta e destul de grea, adică dacă ți apare o chestie din asta în față, nu prea mai ai ce să faci. Dar trecem peste. Ok,
este finalul. Finalul. Să nu mor acum. Și pum, am câștigat. Bun. Acum, haideți să vă arăt ultima hartă din joc. Nu ultima, cea mai grea pe care o am eu. Este Theory of Everything 2. Aici, vedeți? Aici. Este Theory of Everything 1, care este un pic mai ușor, eu am terminat-o. Dar pe aceasta nu pot să trec nici de 17%. Uitați-vă. Dar dacă vă place și lăsați un like și comentarii, o să ne mai jucăm. Puteți să scrieți în comentarii. Vedeți cât de grea e, deci nici nu pot să trec. Uitați, de aici devine partea... Asta e partea ușoară încă. Asta e încă partea ușoară. Oricum. Cam atât a fost cu acest episod. Vă mulțumesc pentru vizionare. Scrieți în comentarii dacă mai vreți să mai vedeți Geometry Dash, dacă punem alte jocuri, mai vedem. Cam atât a fost cu acest episod. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne revedem vineri la un nou episod. Ciao!